Seria spectacolelor dedicate zilelor municipiului Alexandria a început vineri seara, când pe scena amplasată în incinta târgului săptămânal al municipiului a urcat pentru o seară dedicată folclorului românesc artiștii Florin Bita, Nicu Mâță, Bogdan Toma, Florin Pârlan, Raluca Radu, precum și Orchestra Națională Valahia. Ai dor și iar dor, bate dorul la fereastră, ai dor și iar dor, la 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 la. Ai dor și iar dor să discui, să intre în casă. Ai dor și iar dor, la 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 la. Seara de sâmbătă a fost dedicată iubitorilor de muzică ușoară cu artiști populari în rândul tinerilor și nu numai, cum sunt Ruby, Trooper și Zdop și Zdup, care au întreținut atmosfera de sărbătoare. În ultima seară de spectacole pe scenă au urcat alături de artiști locali nume celebre ca Smiley, Alina Eremia și Dorian Popa. Când vă gazela antilopa, pusăm să avem ce developa, și uite așa ne trece noaptea.
și poate face și am eu nu vezi la altcineva. Dar să nu mă spui lui mama, mai bine auzi ce-ți cântă popa. Hai gărăcie, băi! Hâț, hâț, Johnule, hâț, hai! Hâț, hâț, Johnule! O bătaie repetată, insistând la ușa mea. Credeam că rămăsese descuiat, mai devreme așa era. Dar probabil mai devreme eu credeam că mă iubea. Și mă întreb spre ușa, ușa, să mă uit pe vizor. Târziu în noapte, alexandrenii au asistat la un grandios spectacol de lumini. Manifestările dedicate zilelor municipiului Alexandria vor continua și săptămâna aceasta.